dimineața! Bună dimineața! Ultima zi în Dubai. Gata, priveliștea asta pe care am avut-o timp de o săptămână s-a dus. Nu-s pregătită să ne luzai ea. Dacă vreți să vedeți turul apartamentului, vă las link în descriere. Dacă faceți booking aici pe apartamentul ăsta, primii 10 oameni îți primească o noapte gratuită plus un transfer către aeroport în momentul în care plecați. Și după aia, dacă folosiți codul TA1, Tripping Around 1, o să primiți 10% reducere până la sfârșitul anului ăsta. Bun, hai să vorbim astăzi despre ce facem astăzi și despre mașină. Să vă arătăm mașina mai în amănunt. O povestim cât am dat pe ea, cât ne costă, toate alea. Gata, ești pregătit să... Nu! Plecăm de la etajul 26? Nu! Asta e cel mai sus la, în care am stat vreodată. Da. O să vă pună Bobby și niște filmări de la piscină. Am avut și saună aici. A fost super tare apartamentul. Sală? Și sală, da. Mașinuța ne așteaptă. Am avut loc de parcare aici la... Eu o mașină. A, tu mai ieși hanoracul. Da. Asta e mașina. A reușit să supraviețuiască o săptămână fără să pățească nimic. Nici nu s-a murdărit și n-a spălat. Nici măcar s-a murdărit în deșert. Deloc. Zero. Am și folosit-o să parcăm la restaurant acolo. Chiar dacă e de Abu Dhabi, am plătit frumos tot ce trebuie. O să vedem acum când o ducem înapoi. Nu acum, acum o să vedem peste câteva zile câte toluri am luat. Are aici un chip. Și fiecare dată când treci prin niște... E destul de gălăgie aici. De fiecare dată când treci prin niște porți de astea, îți ia numărul automat și plătești tolurile după aia. Ceea ce m-a supărat pe mine la mașina asta, așa să vă arăt când mergem, este că are cutie de aia CVT și nu are viteze. Și pur și simplu face așa până... Nu ne-ai spus despre costuri. Mașina evident a luat-o de la Hertz. Da, o să spunem în mașină că aici nu se aude nimic. Out. Am și încă o chestie care nu-mi place la mașina asta. Are frână de asta de mână ca la Mercedes sau nu știu la care e asta. Frână de mână de picior. Deci mașina a fost 1722 de dirham. Pe 7 zile. Pe 7 zile, da. Cu toate asigurările, cu tot ce trebuie. Singura chestie care nu e inclusă sunt tolurile și eventualele amenzi. Da. Dacă nu știați, Dubai e plin de camere. Sperăm că n-am luat nicio amendă. Am mers așa relativ sub limita de viteză, dar am vedea cine știe. Mașina... Trebuie neapărat credit card. Deci în Dubai trebuie neapărat card de credit să închiriezi mașină. Credit cardul se folosește doar pentru garanție. Ca să-ți blochezi o sumă în caz că... Că mie, uite, de exemplu, mi-a blocat 1500 de dirhami pe lângă mașină. Și la Hertz a zis că ne oprească din garanție. Tolurile, amenziile, tot ce vine, o să ne oprească din garanție. Deci acum o să o dăm și aia, am plecat. Dar ca să știți, în Dubai nu poți să închiriezi mașină decât dacă ai card de credit. Și garanția a fost, cel puțin pentru mașina asta, 1500 de dirham. Deci astea au fost costurile. Asta o să vedem peste câteva săptămâni. Cât ne-o mai da înapoi mie. Unde mergem astăzi? La Frame. Ziceți, la Frame? Mergem, da. La Frame, hai. Și să mă mai distrez încă o dată cu Bobby. Și la faimosul aeroport Henri Coandă. Avem o zi lungă azi și grea. Nu dormim. O să ne culcăm mâine dimineață pe la 9, când ajungem în Italia. Super mișto zona în care am stat. Mm-hmm. Uite, putem să filmăm acum, că abia am ieșit din curte. Aici undeva, asta să se vadă Burj Khalifa. Da, măcar la piscină ai putut avea priveliște. Da, da.
fi coadă de 40 de minute, să vedem dacă așa e sau nu. Măcar așteptăm la umbră cât de cât. Ești pregătit? Nu. Hai că de data asta nu se mai chinui prea tare. Era cazul. Ultima zi mă revanș. E, că au luat umbrelă. Merge, a? Nu. Solar Highway, vezi? E făcută din panouri solare, autostrada. Da. Pentru că ai ecrane și semne dreapte de aia. Am și uitat cât de cald e afară. Da, înăuntru sunt 12 grade. În sfârșit. În sfârșit l-am găsit, bubble tea-ul din Londra, același. Am unde și trebuie să arată. Vedem dacă e la fel. Se vede dacă e la fel, da? Chiar e la fel. Brown sugar pearl. Dar în Londra? Am băut cald, aici am cerut fără gheață, că nu avea decât rece. Dar măcar nu mi-a pus gheață. High five. Am ajuns la aeroport, gata, am lăsat-o aici. Acum trebuie să o și dăm înapoi, să vedem dacă ne dă bani înapoi sau nu. Oricum nu-i dă azi. Hai să mergem.
Welcome to Romania. Gata, aici ne despărțim. Sărătare. Pa, pa. Pa, sănătate, toate cele bune. Și obosit? Și din aeroport ne-am văzut un pic cu mama și a trebuit să facem noi securitate. În Abu Dhabi, pur și simplu am băgat ghiozdanul, tot, cu tot ce conține el, pe acolo, și a zis, gata, perfect, ți l-am verificat, e în regulă, mergi mai departe. Aici, după ce că am cotrobuit eu tot ghiozdanul să scot electronicile mai mari exact cum trebuie, le-am scos, laptopul într-o cutie separată, ghiozdanul într-o cutie separată, electronicile într-o cutie separată, lichidele separat, da? Mi-a desfăcut ghiozdanul din nou, încă o dată, a scos două cabluri, ochelarii de soare și să mai scaneze o dată. Mi-a înnebunit pe acolo, am stat, cred, o jumătate de oră să pot să reușesc să-mi pun înapoi haine. O temperatură la aeroportul din previsă de 3 grade Celsius. Anticipăm să începem coborârea în 5 minute și să ajungem la standul de parcare la aeroportul din previsă la ora locală 7 și 10 minute dimineața. Aoleu, ce e cu aceste 4 grade în previsă? Bine ați venit la iarnă, iar. Somnoros. Da, mami. Da. Au venit ăștia, bagabonzii.